găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologie. Suntem la o nouă emisiune, În căutarea stării de bine. Și în ultima vreme am derulat un studiu la nivel național cu privire la stările prin care trec românii în această perioadă. Și cei mai mulți dintre ei suferă de singurătate, de izolare, de frica de a lua coronavirus sau de frica că vor rămâne fără un job. Astăzi ne-am propus să dezbatem ce am putea să facem în diferite stări pe care le avem, alături de Cristina Petrescu, care este psihoterapeut specializată în cognitiv-comportamental. Bine ai venit, Cristina, și mă bucur foarte tare că te avem alături. Bun găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Mi-ar plăcea să discutăm așa din punct de vedere psihologic ce ni se întâmplă atunci când trăim izolați. Chiar dacă, hai să luăm exemplul în care oamenii trăiesc izolați și sunt chiar singuri acasă. Indiferent dacă suntem singuri sau nu suntem singuri, e clar că în această perioadă apar anxietatea, frica, teama, sunt principalele emoții care ne vizitează și cred că un prim lucru foarte important ar fi să le acceptăm ca fiind firești și normale, pentru că cumva dacă urmărim așa un pic social media, observăm că foarte multă lume încearcă să transmită foarte multe mesaje pozitive, să facă tot felul de activități care să ne ridice moralul și poate pentru unii oameni pare că, nu știu, doar ei presimt frica, teama, panica și că restul sunt bine mersi. Eu cred că toată lumea are momente în care simte frica asta și atunci, da, primul pas este să ne acceptăm ca fiind firească și normală, pentru că este o situație nouă în viața noastră. Sunt foarte multe constrângeri care vin din exterior, ceea ce iarăși e foarte important. Dacă erau niște constrângeri pe care ni le autoimpuneam, probabil că altfel le gestionam, dar așa când cineva ne spune, ok, nu mai aveți voie să ieșiți din casă, dacă ieșiți din casă, veți lua o amendă și multe, multe altele, atunci e clar că e cu atât mai apăsător. Plus faptul că, da, nu ne mai putem vedea cu cei dragi, nu mai putem socializa, suntem scoși din rutina noastră zilnică. Pentru foarte mulți oameni, jobul lor a fost pus pe hold sau, ok, sunt alții care lucrează de acasă și constată că lucrează mai mult decât ar fi lucrat în mod normal dacă mergeau la birou. Deci e un context întreg modificat și atunci, evident, creierul nostru reacționează, nu are cum să se mențină în această stare de echilibru pe care poate o avea înainte. Asta mi-aduce aminte, apropo de izolare, de o experiență prin care am trecut acum câțiva ani și am stat timp de 10 zile cumva într-o izolare în care nu aveam voie să interacționez cu absolut nimeni, nici măcar să-mi sun prietenii la telefon, nici să citesc e-mail-uri, nici măcar să citesc o carte, să am o preocupare anume. Și am simțit în cele 10 zile că aproape că nebunesc. Însă am reușit, practic, în această perioadă să mă ancorez în activitățile prezente, singurele pe care puteam să le fac, nu știu, gen să mă plimb, sau mă bucuram inclusiv de faptul că mă spălam pe dinți. Și am putea să ne gândim că lucrurile ar putea să fie mult, mult mai rău, nu doar să trăim în această izolare stând în casă. Dacă e să ne uităm și la Victor Frankl, cel care a trecut și a scris o carte foarte frumoasă despre experiența de a trăi în lagărele de concentrare. Am putea să trecem mai ușor prin această perioadă, da, și gândindu-ne că, uite, altora le-a fost mult mai rău, dar pe de altă parte și ancorându-ne în prezent și făcând lucruri care ne fac bine. Nu, te rog frumos, din experiența ta actuală, din cazurile pe care le ai tu în acest moment cu în psihoterapie, ce a fost cel mai dificil sau prin ce trec oamenii și cum au reușit să depășească? Păi, bine, oamenii sunt și ei împărțiți în mai multe categorii.
Avem clienții care erau oricum dinainte anxioși și care chiar le spuneam așa ca o glumă că e evident că ei nu se mai panichează acum pentru că ei oricum își făcuseră dinainte toate scenariile negative posibile. Așa că pentru ei toată treaba asta cu coronavirusul nu e nimic wow. Sunt cumva, au deja coping-ul creat. În rest, ce să zic, în faza de început lumea era destul de relaxată. Pe măsură ce trece timpul însă observ că, da, începe toată lumea să-și cam pierde răbdarea. Cum spuneam, sunt foarte, foarte multe modificări în viețile fiecăruia dintre noi. Și în funcție și de contextul de viață al fiecăruia se resimt mai puternic sau mai puțin puternic. Și aici e împărțită treaba, în sensul că sunt persoane care au un partener, eventual și copii, și care îmi spun, știi, aș plăti pe cineva să ia de acasă și să rămân singură măcar o zi sau singur măcar o zi. Și sunt persoane care locuiesc absolut singure și da, și-ar dori să fie cineva acolo aproape, să aibă pe cineva cu care să împărtășească tot ceea ce trăiesc și cu care să-și împartă perioada asta de izolare. Acum, ce e foarte important e să înțelegem că toate emoțiile astea pe care le trăim în perioada asta, atât bune cât și mai puțin bune, sunt contagioase și că ar trebui să fim foarte atenți și în comunicarea cu ceilalți, fie că e directă, fie că trăim cu ei în casă, fie că vom comunica cu ei prin intermediul telefonului sau al altui tip de tehnologie, să ne dăm seama că le putem transmite din emoțiile noastre. Și că e ok să împărtășim și atunci când nu suntem ok, când nu ne simțim bine, când suntem poate cu moralul la pământ, dar să ne gândim totuși și că un gând bun, o vorbă bună, o încurajare pot ajuta foarte, foarte mult în perioada asta. Cum depășesc oamenii în perioada asta, etapa asta dificilă, prin foarte multe activități. Toată lumea încearcă să facă cât mai multe lucruri. Uneori poate prea multe lucruri și ajung la final de zi, da, să se simtă cumva extenuați. E clar că e o metodă de a gestiona timpul ăsta, care dintr-o dată pare mai mult decât înainte. Nu mai pierdem timp în trafic, nu mai pierdem timp în alte activități în afara casei și atunci dintr-o dată ne pare că avem foarte, foarte mult timp și ok, ce facem cu el? Plus că mai este problema asta că omului este cel mai greu când e el cu el. Și iată cum acest coronavirus ne-a pus în față cu noi înșine, față în față cu noi înșine. Și acum apar tot felul de lucruri care în trecut reușeam cumva să le băgăm sub preș, că nu aveam timp pentru ele. Și atunci treceam repede peste ele. Dintr-o dată, cumva, ele scot capul la suprafață și ne dau și ele bătăi de cap. Chestii din trecut, lucruri nerezolvate și așa mai departe. Vorbeam mai devreme de persoanele singure. Poate că persoanele singure, tocmai ce ziceai, se refugiază mai mult în muncă în perioada aceasta. Ce ar trebui să facă ele ca să, totuși, să nu bage sub preș ceea ce simt, să poată să-și gestioneze și singurătatea? Ce recomandări? Foarte importantă pentru oricine, nu doar pentru persoanele singure, este o rutină. Chiar dacă poate ne sperie uneori cuvântul ăsta și chiar dacă înainte, până să existe acest coronavirus, când auzeam de rutină, ni se ridica părul așa în cap și spuneam că ne-am săturat să facem în fiecare zi același lucru și să fie așa o groază de acțiuni repetitive zi după zi. Acum o rutină cumva ajută foarte, foarte mult și ne creează un echilibru și oamenii au nevoie de predictibilitate în general. Ideea ar fi, da, să existe un program, să existe un program de lucru. Ne stabilim un interval orar în care ne desfășurăm activitățile legate de job. Și în intervalul ăla orar să încercăm chiar să ne concentrăm pe activitățile legate de job, pentru că lucrând de acasă există și riscul foarte mare să fim distrași de tot felul de lucruri. Inclusiv, nu știu, lucrând de acasă îți dai seama că se depune praful mai des decât îți dai tu seama când lucrai de la birou și ai tendința poate să faci mai multe lucruri casnice decât făceai înainte. Un alt lucru important ar fi să încercăm să avem grijă în continuare de noi, în sensul în care, ok, lucrăm o zi, două, trei, să zicem, în pijamale, dar la un moment dat ar trebui să ieșim și din pijamalele alea și să intrăm în
rolul nostru obișnuit, să ne îmbrăcăm în ceva în care ne simțim bine, în care, care ne dă o stare bună, și să efectiv să intrăm în atmosfera aia de job. Să ne creăm un loc în casă în care să ne desfășurăm activitățile legate de job, să existe o igienă a locului ăla, adică să în locul efectiv să facem doar asta, pe cât posibil. Să încercăm să ne înfrumusețăm mediul în care trăim. Spre exemplu, o chestie pe care o fac eu atunci când merg să-mi fac cumpărăturile, nu uit să iau și niște flori. Pentru că, da, îți dau o altă stare de spirit și cred că fiecare ar trebui să se gândească așa cam ce îi aduce bucurie și să încerce să aducă elementele alea în mediul ăsta de zi cu zi. Îți poate schimba starea. Apoi, tot pentru persoanele care sunt singure, cred că e foarte important ca în perioada asta să-și contacteze prietenii, apropiații prin intermediul tehnologiei, pentru că, slavă Domnului, avem tehnologia asta la dispoziție și atunci putem ușor să comunicăm cu ei, inclusiv să ne vedem cu ei. Am văzut foarte mulți oameni care organizează inclusiv petreceri online prin video call. Mi se pare foarte drăguț să faci asta. E o apropiere care ajută un pic în perioada asta să trecem mai ușor. Un alt lucru esențial, că era să uit de ăsta esențial, ar fi ca atunci când stăm acasă în perioada asta să nu lăsăm televizorul să meargă în continuu pe știri. Este, cred că, cea mai toxică treabă pe care putem să o facem. Pentru că ne lăsăm creierul bombardat în continuu cu același știri, pentru că în perioada asta oricum nu sunt alte știri decât cele legate de coronavirus și atunci nu cred că ne ajută la nimic. Ok, ne informăm atât cât e nevoie, nu știu, dată pe zi, în cazul în care a mai apărut ceva nou, gen o ordonanță nouă, dar a fi la curent cu câte persoane s-au mai îmbolnăvit, câte au mai decedat și toate cifrele astea, eu nu cred că ajută cu absolut nimic. Nu cred că ne influențează în vreun fel calitatea vieții, poate doar negativ. Așa că recomandarea ar fi, da, să încercăm ca televizorul să fie închis sau cel puțin să nu-l ținem pe știri tot timpul. Să încercăm să ascultăm o muzică, să încercăm să ne facem mediul cât mai plăcut. Cred că în perioada aceasta sunt foarte vulnerabile persoanele care sunt singure și au și tendința de a se deprima destul de ușor. Și mă gândesc în ce măsură am putea să îi ajutăm cu câteva idei ce ar putea să facă cu ceea ce resimt ca și stare. Pentru că, da, toate celelalte lucruri sunt foarte, foarte bune și ar trebui inclusiv ele să le pună în practică, dar simt eu că pentru ele parcă e important să facă ceva în plus și să gestioneze un pic diferit stările. Ok, într-adevăr, e clar că dacă această perioadă a venit pe un fond depresiv, cu atât mai mult starea fiecăruia este afectată. E foarte important ceea ce le spuneam și clienților, să înțelegem că problemele se pot împărți în două categorii. Sunt probleme pe care le avem pentru moment și probleme pe care le avem pentru totdeauna. E clar că problema asta care se numește coronavirus este pentru moment, nu este pentru totdeauna. Vom ieși din această situație, vom reveni la un normal, poate nu va arăta la fel ca normalul dinainte, să zic așa, dar vom reveni totuși la un normal. Și atunci cumva ar trebui să ridicăm presiunea asta. E foarte dificil pentru că nu știm când se va întâmpla asta. Nu avem un AMR, nu putem să tăiem zilele din calendar și să zicem că ok, pe, nu știu, 15 iunie, gata, putem reveni la viețile noastre dinainte. Apoi un lucru foarte important este să ne monitorizăm gândurile și să nu le lăsăm să ne conducă ele pe noi. E firesc să simțim frică, dar nu este ok să o lăsăm pe ea să ne controleze pe noi. Trebuie să o controlăm noi pe ea. Și frica, și tristețea, și toate trăirile astea pe care le resimțim în perioada asta. Cumva trebuie să preluăm noi controlul. Ok, le conștientizăm, le recunoaștem, poate chiar avem o persoană cu care putem vorbi despre ele, dar nu trebuie să rămânem în spirala asta a îngrijorării și a anxietății. Cumva trebuie să spunem un mare stop, să ne punem acolo noi în creierul nostru un mare stop
și să încercăm să vedem, să zicem, partea plină a paharului sau să vedem măcar paharul întreg, că de fapt despre asta este vorba. Ok, există și o parte bună, dar există și o parte rea, dar există și o parte bună. Și să folosim cu sens timpul ăsta pe care îl avem de petrecut în casă. Le făceam recomandare clienților mei să-și noteze o schemă prin care să stabilească așa, fac ceva pentru corp, n-am zis în fiecare zi, că e dificil să ții de treaba asta în fiecare zi. Gen, evident, să faci mișcare, să încerci să faci lucruri de genul ăsta, care ajută foarte mult, mai ales atunci când vorbim despre o stare depresivă, știe toată lumea că mișcarea e foarte, foarte utilă și foarte benefică. Fac ceva pentru minte, iarăși, meditație, nu știu, orice lucru care aduce o plusvaloare pentru mintea ta, lectură, foarte multă lume s-a îndreptat în zona asta de lectură și e foarte bine, orice poate să aducă un beneficiu. Fac ceva pentru suflet, iarăși foarte important, lucruri care ne fac plăcere, care ne dau starea asta de bine. Fac ceva pentru viitor, pentru că cumva avem nevoie de niște ancore. Și să ne gândim că nu trebuie să ne punem acum viața pe hold în perioada asta și o-i vedea eu ce fac când ieșim din perioada asta. Nu, hai să construim ceva și acum. Putem să găsim diverse lucruri, să plantăm niște semințe acum și să culegem roadele mai târziu. Și cred că lucrurile astea pot ajuta să ne schimbăm un pic starea. Apoi, apropo de monitorizarea gândurilor, le recomand clienților întotdeauna să și le autoanalizeze. Deci autoanalizeze aceste gânduri. Bun, e logic și rațional să gândesc așa, mă ajută cu ceva să gândesc așa, cum aș putea să gândesc diferit? Cum aș putea să restructurez gândul ăla? O altă recomandare e aceea de a înțelege faptul că în spatele oricărei emoții negative, să zicem așa, se află una pozitivă. Spre exemplu, în spatele fricii de coronavirus, să zicem, se află dorința de a fi sănătos. Și poate că ar fi mai bine să ne concentrăm pe dorința asta de a fi sănătos. Mai ales că cred că multă lume, citind în perioada asta, a aflat că frica și toate emoțiile astea negative ne afectează foarte tare și sistemul imunitar, ceea ce nu e tocmai de dorit, mai ales în perioada asta. Corpul nostru reacționează la emoțiile astea negative, mai ales dacă ele rămân neexprimate, la un moment dat ele se manifestă undeva și, în general, se manifestă în organismul nostru. Spre exemplu, aveam clienți care îmi spuneau că au început să resimtă tot felul de lucruri, cum că e ustură în gât, cum că au senzația că fac febră, că sunt tot felul de somatizări absolut firești, pentru că tot transmițându-se mesajul ăsta că se întâmplă ceva, că virusul ăsta se manifestă în felul ăsta, cumva începe așa să-ți monitorizezi mult mai mult organismul și să-ți separă tot felul de lucruri. Mai de-aia trebuie să menținem nivelul anxietății așa la un nivel cât de cât decent și să încercăm să avem grijă. Creierul nostru poate să producă în organismul nostru niște lucruri mult mai puternice chiar și decât acest coronavirus. Cumva, cum este efectul placebo și nocebo, tot ne uităm la atâtea știri și începem să producem tot felul de modificări în corpul nostru doar gândindu-ne că ne fac bine sau că ne fac rău. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta pe care ai precizat-o cu privire la viitor, pentru că dacă stăm să ne gândim, mulți dintre noi chiar așa funcționăm. Ori ne uităm la problemele din trecut, ori ne gândim la ce avem de făcut în viitor și probabil că mulți dintre noi am uitat să mai visăm în perioada aceasta, tocmai pentru că este atâta nesiguranță, că nu știm când o să se deschidă granițele, nu știm când o să mai putem să călătorim. Dar sunt lucruri pe care cu siguranță le vom putea face peste jumătate de an, peste un an și nimic nu ne oprește să visăm și să ne umplem sufletul cu bucurie gândindu-ne la ce momente frumoase o să ne aștepte. Noi numărăm într-adevăr cazurile acestea de infectare cu coronavirus, însă nu numărăm cazurile oamenilor care ajung să fie practic în depresie
și pe acest, pe acest fund de, de izolare și mă întreb cam care ar fi o perioadă în care trebuie să punem în balanță ce este, ce se întâmplă în, moment, în momentul următor. Dacă mai stăm încă 3-6 luni în, în izolare, probabil că o să avem atâtea cazuri de depresive, atâtea cazuri de sinucidere, atâtea cazuri de violență domestică, încât te gândești unde o să ajungă să înclină balanța. Îi protejăm pe, protejăm cumva sistemul medical să nu fie asaltat de atâtea cazuri de coronavirus, dar pe de altă parte o să fim asaltați pe alte, pe alte probleme. Și stau și mă gândesc cam cât ar fi un timp maxim în care mai trebuie să fim în această stare de izolare. Știu că probabil că răspunsul nu este, adică nu putem să zicem efectiv o lună, două, dar sunt convinsă că totuși ar trebui să, să ne gândim și la această perioadă, cât ar fi ok să, să existe partea asta de izolare ca să nu ajungem în, în celelalte situații. E foarte greu de spus o perioadă anume de timp cât ar fi acceptabilă, pentru că fiecare dintre noi ne raportăm diferit la situația asta și la situațiile de viață în general. Nu știu exact ce ne spunea, dar viața e făcută 10% din întâmplări și 90% din felul în care ne raportăm noi la ele. În sensul în care o situație pe care poate eu o gestionez mai greu sau, nu știu, o dramatizez mai mult, o altă persoană o poate gestiona cu ușurință și se poate părea nimica toată. Depinde foarte mult, evident, de contextul de viață, de experiențele anterioare la care se raportează fiecare, de echilibru emoțional al fiecăruia și atunci e greu de spus pentru toată lumea o anumită perioadă cât ar mai putea fi acceptabilă. Foarte mult probabil că nu va mai dura și nu pentru că stă cineva să se gândească la starea noastră emoțională, cât că probabil că economia acestei țări și a tuturor țărilor aflate în aceeași situație nu poate fi pusă pe hold la nesfârșit și atunci vom fi, se vor ridica restricțiile, nu știu, într-o lună, două, nu am idee, dar important e ca în perioada asta să ne monitorizăm cât mai bine trăirile și în cazul în care chiar ne dăm seama că ne este greu să gestionăm ceea ce simțim, să cerem ajutorul. Sunt, cred că toți psihoterapeuții, toți psihologii în perioada asta lucrează online, deci e clar că există persoane care pot ajuta în momentele astea și fie și numai o discuție poate face diferența, să te ridice un pic de acolo, de pe fundul prăpastiei în cazul în care chiar ai ajuns în punctul ăla. Deci dacă ajungem în butoiul cu depresie, ca să-i spun așa, cam cât timp ar trebui să treacă din momentul în care mă simt chiar foarte jos din punct de vedere al moralului, al psihicului, până să apelez la un terapeut? Adică mă gândesc că e normal, da? Ca și după un deces a unei persoane foarte dragi, normal să treci prin stări depresive. Și poate că nu ai neapărat nevoie de ajutor. În perioada aceasta, cam după cât timp ar fi indicat să vorbești cu un terapeut, dacă vezi că nu reușești să te ridici de acolo? Trebuie să ne uităm în primul rând la calitatea vieții. Dacă depresia asta sau starea asta depresivă ne afectează viața într-o mare măsură, gen, nu știu, sunt oameni care au insomnii în perioada asta, nu reușesc efectiv să mai doarmă, să se odihnească, au coșmaruri. Oameni care au ajuns să pierdă în greutate tot pe baza acestui stres continuu, tot felul de gânduri iarăși pe care nu și le pot gestiona. Deja când se adună mai multe lucruri de genul acesta, e clar că nu mai e vorba doar de o stare de tristețe și atunci da, e absolut necesar să ceară ajutorul cât mai curând, pentru că de aici și până la, nu știu, a fi mai rău nu e un pas foarte mare. Depinde acum și cât de singuri sunt acești oameni, că ok, trăiesc singuri, locuiesc singuri, dar dacă zilnic cineva te întreabă ce faci, cum ești, cum te simți, lucrurile astea ajută. Când știi că cuiva îi pasă de tine, îl interesează de starea ta, e totuși acolo pentru tine, chiar dacă nu e în casă cu tine. Dar poate că sunt oameni care nici măcar genul ăsta de comunicare nu o au și atunci, da, ar trebui cumva să se îndrepte spre comunicarea asta terapeutică care le-ar putea aduce beneficii și i-ar putea ajuta să treacă puntea asta, că e doar un pod pe care trecem, pe partea cealaltă ne așteaptă ceva în mod clar.
Nu știm dacă la fel ca ce am lăsat pe malul celălalt, dar ne așteaptă sigur ceva. Cu siguranță ne așteaptă destul de multe lucruri și oricum eu deja văd că există un alt mod de a lucra. Dacă înainte puneam foarte mult accent, eu personal și cumva în rândul organizațiilor, acest lucru de acasă și toate companiile spuneau că este aproape imposibil, uite că acum s-au găsit atât de multe soluții și privind viața echilibrată a fiecăruia, asta este una dintre soluțiile care mi se par foarte, foarte potrivite. Bineînțeles, dacă păstrăm anumite condiții atunci când lucrăm de acasă, fiindcă, cum ai zis și tu, nu să stăm toată ziua în pijama să și lucrăm în pijama, să ne vedem și de treburile casei. Spre final, aș mai vrea să mai acoperim un gen de un anumit tip care este întâlnit, ești părinte, ești acasă, poate fără partener, ai de lucrat și mai ești acasă și cu copilul sau cu copiii. Copiii au nevoie de interacțiunea cu tine, dar tu totuși ai de lucru și sunt probabil și 8, chiar 10 ore în care ai nevoie să lucrezi. Ce facem cu copiii în perioada aceasta care încep să stea și pe telefon, să stea pe televizor foarte mult. Ce ai vedea că am putea să facem în aceste cazuri? Ei, aici e o mare provocare cu copiii și cred că fiecare părinte are simțit în perioada asta. Un lucru esențial mi se pare acela de a le explica și lor în termenii lor și atât cât pot ei înțelege situația în care ne aflăm. E foarte important să discutăm cu ei despre asta. Repet, în termenii lor și astfel încât să nu îi speriem pentru că nu au nevoie de acest lucru. În cazul în care ei au intrat deja în contact cu informația asta legată de pandemie și cumva se simt speriați, e foarte important să le normalizăm și lor trăirile. Trebuie să înțelegem că și pentru ei este o perioadă grea, aș zice chiar mai grea decât pentru noi, pentru că pentru un copil rutina chiar este importantă și predictibilitatea și faptul că toată viața lor e dată cumva peste cap, pentru ei e mult mai dificil decât pentru noi ca adulți. Noi, cum spuneam și mai devreme, totuși avem alte sisteme de referință, ne putem raporta la diverse experiențe, avem o altă experiență de viață și atunci e clar că putem înțelege altfel lucrurile și putem să le gestionăm diferit, dar pentru un copil e mult, mult mai complicat. E important ca și copiii să aibă un program și să încercăm cât mai mult să ne ținem de acel program. Important mi se pare să facem acel program împreună cu ei, să-i consultăm, nu doar acum, în general mi se pare important să-i consultăm, să aibă un cuvânt de spus și să simtă că au și ei un control asupra vieții lor, nu doar să le comunicăm ce au de făcut și când au de făcut. Cred că trebuie să fim un pic mai flexibil în perioada asta. E nevoie cumva să mai umblăm pe la reguli, pentru că oricum sunt niște constrângeri din exterior. Dacă mai adăugăm noi și constrângerile pe care le aveam dinainte, eventual altele noi, chiar că pentru ei e foarte dificil de înțeles și de gestionat. Ca părinte trebuie cumva să faci o magie și să găsești o felul de activități educative în perioadele în care tu ai de lucru și să încerci să oferi timp de calitate chiar când tu trebuie să te ocupi de altceva. În rest, foarte, foarte multă, foarte multă răbdare cu ei și cumva probabil că și angajatorii celor care au copii și știu că sunt în situația asta de a fi cu copiii acasă, ar trebui cumva să aibă un pic mai multă înțelegere și cred că au, din ce am mai discutat așa cu oamenii, în general au înțelegere. Pentru că, da, sunt situații în care copilul te solicită în clipa aia și nu ai cum să-l amâni, mai ales dacă are o vârstă mică și nu poate înțelege că, nu știu, ai ceva mai urgent de făcut. El e principala urgență în general, sau cel puțin așa consideră ei. Trebuie multă, multă răbdare și, bine, lucrurile pe care le oferim în general, afecțiune, atenție și apreciere, e important să implicăm și pe ei în treburile casnice, pentru că trebuie să le dăm și lor o valoare și să se simtă și ei importanți și implicați în rutina zilnică. Ne va ajuta și pe noi lucrul ăsta.
iar în timpul pe care îl avem efectiv liber de petrecut cu ei, să încercăm să investim poate un pic mai mult acolo și să acoperim acolo din nevoile lor primordiale, să le oferim puțin mai mult. Da, și pentru mine în perioada aceasta, mai ales că am locuit pentru o vreme doar cu fiul meu și am avut destul de mult de muncă. Din fericire, o bună perioadă din zi a avut școală online, acum este în vacanță și i-am luat din lucrurile care lui place să le facă, gen să asambleze un Lego sau o cutie cu experimente. Și dacă unii dintre noi am putea să ne chemăm bunicii în ajutor sau o cunoștință, ar fi foarte, foarte bine, pentru că până la urmă copiii au nevoie de atenție și chiar nu-și pot explica cum mami e acasă sau tati este acasă și nu se joacă cu mine. Și într-adevăr, dacă copilul este și mai mic, are 2 ani, 3 ani și nu are atâta autonomie în a se juca singur, atunci trebuie găsit un compromis undeva. Aș vrea să te mai întreb, ce carte ne-ai recomanda să citim în perioada aceasta și care poate ne-ar ajuta un pic mai mult să trecem cu bine? În perioada asta, ce să zic, cred că orice lectură ne ajută. Acum depinde și de fiecare dintre noi. Sunt persoane care îmi spuneau că dacă înainte poate citeau cărți de dezvoltare personală, cumva li se pare un pic greu să mai citească asta acum și că preferă să citească beletristică. Chiar îmi venise în minte o carte de beletristică, dar apropo de perioada prin care trecem noi, se numește Eseu despre orbire. Și acolo cumva tot despre o pandemie este vorba. Problema este că oamenii ajung să nu mai fie oameni în timpul acelei pandemii. Lupta pentru supraviețuire devine atât de acerbă încât sunt complet dezumanizați și mă gândeam așa cu tristețe la cartea respectivă, dar nu cred că am putea ajunge până în punctul ăla. Dar cred că e o carte care ne poate arăta că, da, lucrurile pot avea și valențe mult, mult mai dureroase și mai grave decât cele pe care le trăim noi acum. În rest, și cred că ar trebui să citim orice ne face nouă bine și orice ne face nouă plăcere. N-aș recomanda ceva anume, cât să ne gândim fiecare dintre noi ce ne aduce bucurie în perioada asta și să ne îndreptăm spre zona aceea. Mulțumesc frumos pentru cartea recomandată. O să o caut și eu, nu am. Trebuie să recunosc că nu am citit-o. Un gând de final pe care ai putea să-l transmiți, Cristina? Un gând de final, cred că foarte mult i-a ajutat pe clienții mei o temă pe care le-o dădeam și înainte, dar pe care acum cu atât mai mult am tot adus-o în discuție, acel jurnal al recunoștinței, prin care îi rog ca în fiecare zi, în general la finalul zilei, să-și noteze efectiv într-un jurnal câteva motive pentru care sunt recunoscători. Și cred că primul motiv în perioada asta pe care fiecare dintre noi, cei care suntem bine și sănătoși, indiferent că suntem singuri, indiferent că suntem cu familia, este fix gândul ăsta că suntem sănătoși și că o să trecem cu bine prin povestea asta. Mi se pare un lucru important acest jurnal al recunoștinței pentru că ne îndreaptă un pic atenția către lucrurile bune din viața noastră. Creierul nostru, din păcate, el n-a fost creat ca să fie atent la lucrurile frumoase, ci din potrivă a fost creat să fie atent la lucrurile mai puțin frumoase. Asta ca să supraviețuim, pentru că nu întotdeauna am fost atât de protejați de soartă cum suntem acum. Oamenii au trăit secole întregi la limită și atunci, da, creierul era tot timpul pe modul de luptă, cumva. Și atunci el are nevoie de exercițiu ca să se concentreze pe ce e frumos în viața lui. Și jurnalul ăsta al recunoștinței ne îndreaptă un pic atenția către lucrurile bune care totuși se întâmplă în continuare. Numai dacă te uiți un pic pe geam și vezi că totuși natura își urmează cursul și e atât de frumos tot ce se întâmplă, și cred că starea se poate schimba.
Îți mulțumesc din suflet, Cristina, cu recunoștință că ai fost alături și ne-ai dat atâtea sugestii faine. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați privit și să vă dorim să aveți o stare cât mai bună. Pe curând!